Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre întocmirea unui act adițional la CIM pentru modificarea numelui. Este necesară întocmirea unui act adițional în cazul schimbării numelui unei angajate în urma căsătoriei? Potrivit articolului 3, alineatul 1, litera A din hotărârea de guvern 500/2011, registrul se întocmește în formă electronică, revisal, se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaților, numele, prenumele, codul numeric personal, cetățenia și țara de proveniență, Uniunea Europeană UE, non-UE, spațiul economic european. Orice modificare a elementelor prevăzute la articolul 3, alineatul 2, literele A, C, G, se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare, anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare, prevăzut la articolul 17, alineatul 5, din legea 53/2003, republicată. Excepție fac situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ, când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acestora. În concluzie, schimbarea numelui necesită întocmirea unui act adițional la contractul individual de muncă în termen de 19 zile lucrătoare de la data apariției modificării.